este pronombre personal, la mujer singular. Tú y este pronombre personal, la mujer singular. Încercăm să ne adaptăm noi lor cerințe, să venim în ajutorul lor, tocmai pentru a face cât mai ușoară învățarea, mai atractivă, mai interesantă pentru ei. Să învețe mai ușor, mai rapid temele, să și le facă cu plăcere și astfel chiar vin cu drag la școală. La finalul fiecarei ore încerc să încarc pe Classroom un test de evaluare și astfel pot să-mi dau seama din obiectivele pe care eu mi le-am propus în ora respectivă cât de bine au fost însușite de către elevi. Putem pregăti niște lecții interactive, centrate pe elev. În primul rând, renunțăm la metodele acelea tradiționale în care copilul stătea unul în spatele celuilalt și noi, profesorii, veneam în fața lor, le expuneam niște informații, eventual le demonstram ceva, iar ei rețineau ce puteau. Învățarea nu era eficientă decât pentru puțin timp, deoarece dacă îi mai întrebai peste 2-3 zile, nu mai știau să reproducă mare lucru. Pe când, folosind aceste metode interactive, noi îi punem în centru pe elevi. În primul rând, noi încercăm să îmbinăm sistemul digital cu cel tradițional. Încercăm să ne apropiem de elevii prin aceste lecții interactive. Folosim tehnologia pentru că ei sunt obișnuiți de mici cu tehnologia și le place. Folosim încă de anul trecut tabla interactivă. Ei o stăpânesc la început mai bine decât mine. Eu am învățat odată cu ei și le place. Sunt atenți, sunt mai activi, sunt bucuroși, veseli că descoperă lucruri noi. Nu mai sunt timorați de matematică, poate de multe ori matematica spune că e mai grea, mai dificilă, dar nu e chiar așa și cred eu că le place. Mie la matematică îmi place că învățăm lucruri noi și facem înmulțirea și împărțirea. E grea matematica? La început era grea, dar acum că am învățat este mai ușoară. Ți se pare învățatul în sistemul ăsta Google Classroom? Cum e pentru tine? Mie mi se pare mai ușor și mai distractiv. De ce mai distractiv? Pentru că e mai ușor de învățat și lucrăm pe laptopuri. Avem abandon școlar zero. Cred că datorită faptului că inițiem proiecte în care să implicăm toate categoriile de elevi cu diferite necesități, pentru că fiecare este unic în felul lui și atunci are o anumită necesitate. Cadrul didactic își cunoaște cel mai bine și dirigintele și învățătorul își cunoaște cel mai bine clasa. Și atunci inițiază proiecte pe dezvoltarea necesităților, pe prevenirea anumitor probleme care există în societatea noastră, cum ar fi cele de abandon, în care colaborează foarte bine cu primăria, cu poliția locală în momentul în care există o astfel de problemă. Încercăm ca toate minusurile pe care le avem să găsim oportunități, astfel încât să le transformăm în plusuri. Nu este ușor. Cred că plusul școlii noastre constă în resursa umană. În ce măsură ați rezolvat problema spațiului folosind aceste clase modulare? Am rezolvat problema lipsei de spațiu pentru 4 clase pregătitoare, pentru că nu le aveam. Această sală modulară este ca orice altă sală, numai că nu este zidită din cărămidă, ci este făcută din panouri de fier, sau nu știu exact ce conține materialul respectiv. Dar ele în interior, după cum veți vedea, arată precum o sală normală de clasă. Așa am reușit să aduc copiii la școală pe un program normal, pentru a nu intra într-un program de 3 schimburi. Mi s-a părut foarte important ca elevul să aibă timp suficient, având în vedere că avem clase numeroase, să aibă cât de cât un timp suficient alocat de către cadrul didactic, de 45 de minute conform legii educației pentru ciclul primar și de 50 de minute pentru cel gimnaziar. Și de aceea funcționăm cu ciclul primar dimineață, pe program de dimineață, și cu ciclul gimnazial după amiază.
Și pentru a nu intra într-un program de 3 schimburi, astfel încât să intre copilul la 7:30 și să termine la ora 10:30, apoi schimbul 2 de la 10:30 până la 2:30 și apoi schimbul 3 de la 2:30 până seara la 7, am preferat o variantă care nouă cadrelor didactice ni s-a părut bună pentru elev, în primul rând.